Liniștea muntelui de altădată este istorie. Acum, versanții Bucegilor sunt animați de miile de turiști veniți din orașele încinse, cu cortul sau cu rulota, într-o adevărată oază de relaxare. Aerul curat de la munte, peisajele fascinante, temperaturile sub 25 de grade Celsius, dar și mirosul de grătare au făcut ca platoul Padina să se transforme într-un adevărat furnicar în zilele în care întreaga țară s-a aflat sub codurile roșu și portocaliu de caniculă. Poate sună ciudat, dar și la munte locurile de parcare au fost greu de găsit în zilele toride.